vindecări miraculoase de boli grele făcute de Arsenie Boca, care a fost puterea sfântă a duhovnicului României. Părintele a vindecat bolnavi de cancer. Copilul vindecat în curtea mănăstirii. Puterea vindecării, după moarte. Cine a fost Arsenie Boca? Cunoscut sub numele de Sfântul Ardealului, celebrul preot Arsenie Boca a dus o viață modestă până în ultimul moment despre acesta se zice și că ar fi avut darul clar viziunii, ajutându-i pe oameni să se vindece să evite anumite pericole. În cartea ce alte mărturii despre părintele Arsenie Boca sunt amintite o serie de minuni înfăptuite de acesta. De la bolnavi de cancer la orbi și persoane paralitice, pacienții părintelui erau vindecați, conform relatărilor, prin puterea credinței. Fostul preot este considerat de mulți dintre credincioși un adevărat sfânt făcător de minuni. Iar în ultimii ani au apărut numeroase mărturii despre darurile divine cu care Arsenie Boca ar fi fost înzestrat. Mii de credincioși făcând săptămânal pelerinaje la mormântul său din curtea mănăstirii de la Prislop, din județul Hunedoara. În lucrarea părintelui Arsenie avem și cazuri de vindecări miraculoase a vindecat un orb pe care mai întâi l-a spovedit și l-a împărtășit și apoi a zis să iasă din biserică. Cei prezenți au zis să-l ajute fiind orb, dar părintele i-a oprit zicându-le să-l lase să meargă singur. Ajungând la ușă, bolnavul a zis, măi fraților, eu văs. În acel moment i-a revenit vederea pentru toată viața. Un om paralizat la par a fost dus cu căruța la mănăstire și părintele i-a zis să coboare din căruță. El a coborât și de atunci a mers normal, potrivit autorilor cărții de alte mărturii despre părintele Arsenie Boca, apărut în colecția Tortopraxia, în 2008, cu binecuvântarea IPS Laurențiu Streza, mitropolitul Ardealului. Părintele a vindecat bolnavi de cancer. O altă poveste a unui enuriaș care a avut parte de o minune a părintelui spune că mama lui era foarte bolnavă de cancer și șansele de supraviețuire erau infime. Bărbatul s-a gândit să se roage la Dumnezeu și la Arsenie Boca pentru a-i vindeca mama. După câteva zile, rezultatele analizelor au demonstrat că boala a dispărut în mod miraculos. Copilul vindecat în curtea mănăstirii. O altă minune înfăptuită de Arsenie Boca a aparținut preotului Hunedorean Oprea Crăciun, din Cinci, și el fost deținut în închisorile regimului comunist. Acesta mărturisea că în anii 1950, un sătean din Cinci, Ionică Morar, a fost de față la o vindecare miraculoasă. Când părintele Arsenie a ieșit din biserica mănăstirii Prislop, toți oamenii care stăteau jos pe pașiște, lângă izvor, S-au ridicat în picioare să-i sărute mâna părintelui. Doar un copil a rămas jos. Unghiul copilului a zis părintelui să-l ierte pe copil că nu s-a ridicat, deoarece acesta nu poate, niciodată nu și-a putut folosi picioarele. Ba poate, a spus părintele Arsenie, și a întins mâna copilului. Atunci, copilul a prins cu mâna un deget al părintelui și s-a ridicat în picioare. De atunci nu a mai avut nimic și a putut să meargă, afirma preotul. Potrivit cărții de alte mărturii despre părintele Arsenie Boca, puterea vindecării, după moarte. Un alt preot de la mănăstirea Sadinca a mărturisit că și-a dat seama chiar la mormântul de la Prislop de puterea de vindecare a duhovnicului Arsenie, chiar și după ce acesta murise. O copilă de patru ani, cu familia. Venise la mormântul de la prislop al părintelui Arsenie. Nu putea merge pe piciorușe. Era paralizată total. Stăteau cu toți îngenunchiați în jurul mormântului, cu frunțile lipite de pământ. Se rugau fierbinte, toți, cu ochii închiși. Și deodată văd copilașul cum se ridică dintre ei, în picioare. Stătea așa, cumva speriată nevenindu-i să creadă că este adevărat. Pe urmă a început să sară într-un picior de parcă voia să se dezmorțească. Pe urmă a făcut câțiva pași, a relatat părintele David, în cartea ce alte mărturii despre părintele Arsenie Boca. Părintele David a mai adăugat că în copilărie se afla la mănăstire și l-a întâlnit pe Arsenie Boca. Iar atunci a simțit nevoia să-i strângă mâna duhovnicului și să o așeze pe creștetul său. Atunci părintele a spus: Tu vei fi călugăr, te vei numi David și vei sta sus, într-un vârf de munte. Îți vei căuta multă vreme calea prin alte locuri, dar până la urmă vei veni să ridici o mănăstire, tot aici, în Ardeal, aproape de casă. Acestea s-au întâmplat în tocmai, mai povestea preotul. Cine a fost Arsenie Boca? Arsenie Boca! 29 septembrie 1910, Vața de Sus, cu de 28 noiembrie 1989, Mănăstirea Sinaia, Prahova, e considerat una dintre marile personalități ale ortodoxiei românești. A fost părinte ieromonah, teolog și pictor de biserici, stareți la Mănăstirea Brâncovianu din Sâmbăta de Sus și apoi la Mănăstirea Prislop odată cu instaurarea regimului comunist în anul 1945, Arsenie Boca a intrat în atenția securității ca opozant al regimului. Până la sfârșitul anilor 1950, starețul a trecut prin calvarul anchetelor și al arestărilor. A fost închis la securitatea din Brașov, apoi dus la canal. A ajuns în închisoarile Jilava, Timișoara și Oradea. După eliberarea din temnițele comuniste, Arsenie Boca nu și-a mai putut relua activitatea de preot. Totuși, securitatea l-a urmărit aproape până în ultimele săptămâni dinaintea morții sale, în 1989. Mănăstirea Prislop, unde Arsenie Boca a slujit în anii 1950 unde a fost înmormântat, a devenit unul dintre cele mai aglomerate locuri de pelerinaj din România.